Sandalado și-a început să cânte de la o vârstă fragedă, astfel că la 7 ani a devenit solistă în corul școlii. La vârsta de 10 ani a învățat pian și chitară. Timp de 4 ani a luat lecții de pian la Târgu Mureș, după care a obținut premiul întâi pe țară la Festivalul Cântarea României. În timpul liceului lua în paralel lecții de muzică, pedagogie și canto. A început turnee cu nume cunoscute de la noi, formându-se astfel ca artist. În 1988 obține premiul întâi la secțiunea Interpretare Festival Mamaia, iar în 1994 locul 2 la același festival împreună cu Ștefan Iordache. În 1995 ocupă locul 3 la secțiunea de creație a festivalului Mamaia cu piesa Eu vreau să-ți spun că te ador. În 1999 premiul 3 la festivalul Mamaia, secțiunea Compoziție, iar în 2004 câștigă selecția națională pentru concursul Eurovision cu piesa I Admit. De-a lungul anilor, Sandalado și-a cucerit publicul român cu talentul și melodiile sale, fiind una dintre cele mai apreciate cântărețe, care pe lângă faptul că este foarte talentată, este și una dintre cele mai frumoase artiste. A reușit mulți ani să se mențină în atenția presei prin albumele sale, având numeroși fani care o urmăresc în spectacole. Cunoscută artistă, Sandalado și s-a dovedit a fi până acum o persoană extrem de discretă și mai deloc dornică să vorbească despre viața ei privată. În ultimii ani a lipsit de pe scenele muzicale din România, fiind dedicată întru totul familiei și celor 2 copii.